publicul buzoian cinefil va avea din nou ocazia să vizioneze cele mai bune dintre cele mai recente filme românești. Proiecțiile se vor desfășura în aer liber în anfiteatrul din Parcul Tineretului. După cum am obișnuit publicul buzoian, și anul acesta Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău organizează în Parcul Tineretului în fiecare joi și vineri a săptămânii, în perioada 2 iulie-28 august, Festivalul Românesc de Film. Proiectele vor începe la ora 21 și intrarea va fi gratuită. Festivalul va debuta joi 2 iulie la ora 21, iar primele două filme sunt America Venim, regizat de Răzvan Săvulescu, și filmul lui Nicolae Caranfil, Restul e tăcere, distins cu 9 premii naționale și internaționale. Până pe 28 august, în fiecare joi și vineri, buzoienii sunt invitați la film în aer liber. Intrarea este liberă, iar festivalul oferă promisiunea unor seri deosebite în compania celor mai cunoscuți actori români de film contemporan. Cunoscători vor putea revedea și filme de referință precum 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, Filantropica și Caii sunt verzi pe pereți, ori Lover Boy.